Ultimul weekend de vară a adus la munte mii de turiști. Vremea frumoasă a ambiat la excursii pe creste. Potecile din Bucegi au fost luate cu asalt de turiștii care au urcat la Cascada Urlătoarea și în Valea Spumoasă. Numărul mare de oameni de pe munte i-a ținut pe salvamontiști în alertă. Ei au intervenit pentru salvarea unui turist care s-a rătăcit pe munte. A fost greu, am greșit un traseu, am intrat pe un vâlcel foarte abrupt, am trecut prin șnepeni și am rămas blocat într-un loc în care nu mai puteam urca spre vârf și a trebuit să chemăm salvamontul. Au fost 50 de metri când ne-au dus salvamontiști, un pic abrupt, dar după aceea tot a fost în regulă, coborâre foarte ușoară. Nu a fost singurul incident din acest weekend. O acțiune dificilă, într-o zonă foarte periculoasă și abruptă, brâna aeriană, am mai avut foarte multe accidente pe acolo. Din păcate suntem epuizați fizic, pentru că în ultima vreme, aproape în fiecare seară, am avut intervenții și intervenții grele. Salvamontiștii îi avertizează pe turiști să nu se aventureze pe trasee pe care nu le cunosc și care le depășesc puterea fizică.